Și Bogdan ce a zis? Nelly Kent, mamă, ce tare ar fi să intre în live cu noi. Toma deja contactându-mă dinainte, înțelegi? Okay. E, și a zis Buhnici, am văzut că e ok, eu fiind fană Buhnici, fană înrăită, că bine, ce-i drept, are pula omul de la... E bine. Știm cu toți. Și da. Și a început el să o dea acomodat-o și așa, din... În fine, am încercat să fiu drăguță, i-am... Da, never meet your idols, dar... Răspund că te-a deranjat foarte tare atitudinea. Nu, m-a deranjat pentru că sunt obișnuită cu astfel de, scuze, cu astfel de idioți. Cu astfel de idioți. Că aud păreri, adică sunt, eu știu că sunt deja judecată, eu știu că sunt, nu toată lumea e de acord, ceea ce sunt ok, fiecare are părerea lui, fiecare, nu spun cum am și spus în live-ul de atunci când el m-a întrebat, dar ce zice taică-tu, dar cum poți să faci chestia asta? Eu am zis și lui. Nu încurajez chestia asta, a spus ce a spus, am rămas puțin așa, m-a supărat un pic, nu mă aștepta din partea lui, fiind un fan, o fană înrăită, știam, zis că omul ar fi trebuit să aibă mai mult creier, dar în acel moment a intrat soția lui în cameră, așa. Deci asta am aflat de la un prietenul lui cel mai bun, a intrat soția lui în cameră și atitudinea lui s-a schimbat automat. Deci se vede, la început el era foarte, foarte încântat, foarte, știi, era, îl vezi că zâmbește. Ei, și la un moment dat se aude ceva în zgomot, a intrat fiică-sa în cameră și după aia a venit mama fetei și s-a schimbat. S-a schimbat, probabil ea auzind despre ce se vorbește în camera respectivă și de, așa, în fine. După ce a făcut el... Au pățit el... alții și mai mari, a dat Will Smith o palmă la Oscar-ul din cauza da. După ce, după ce s-a întâmplat, ce a făcut el pe la mare, că așa, omul se... A, și ce m-a deranjat, a zis că eu nu pot să apar cu o persoană ca mine, pentru că eu am niște branduri, niște susținători, niște sponsori foarte mari care n-ar fi de acord care cu cavaleria, cu asta. Și am zis că ce pula mea mă interesează pe mine, că puteai să ieși, nu mă freacă pe mine grija că ai tu sponsor, că n-ai tu sponsor. Nu, tu nu faci nimic, tu ești în live, n-ai făcut nimic, n-ai... Nu e ca și cum e live-ul tău, și mă întrebi, mă intervievezi tu pe mine sau eu sunt invitată la podcastul tău, nici de cum. Hai să fac un disclaimer, eu sunt prieten cu George. Da, dacă video mai dar tot timpul, eu am văzut la o cavalerie și îmi bag pula în ei, în direct. Au dat, deci au făcut un interviu cu o fată care făcea video chat, măi, și vedeai acolo la comentarii, astea strică societatea, asta strică nu știu ce. Băi, dar nu-i vina George. Se marketează într-un fel, dar mă supără chestia asta, știi? Pentru că tu n-ai lucrat niciodată cum lucrăm noi și tu spui, mergi și spui că... Hai mai du-te în pizda, mătii. Da, mă.